salut și vă mulțumesc că ați venit. O să spunem câteva cuvinte despre activitatea de la box, pentru presă în special. Având în vedere, deși este o activitate sportivă nouă în orașul nostru, văzând rezultatele care le-au adus sportivii și Mlan, că iubesc să-l ajut, da? Iubesc și Mleu. Am luat hotărârea să îi motivăm pe cei care au obținut rezultate bune prin niște premii pe care le-am aprobat în ședința Consiliului, în ultima ședință a Consiliului Local. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului Mureșan, pentru că m-a să fiu subiectiv, pretenia pe care o avem de câțiva ani de zile, a făcut, nu neapărat că pretenia noastră a făcut să se întâmple ceva, dar oamenii care sunt mai apropiați, probabil că povestesc mai mult împreună și în urma acestor discuții se naște câte un lucru și când se naște și câte un lucru bun, bucuria este foarte mai mare. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și special domnilor antrenori, pentru că știu foarte bine că faceți un sacrificiu venind aici. Nu știu în ce măsură deplasările dumneavoastră sunt onorate de către club, dar asta poate să fie o discuție pentru anul viitor. Și chiar o să vă rog, pentru că noi avem la nivel de oraș proiecte de susținere financiară, proiecte pe sport, așa că vă rog să fiți pe fază și să aplicați la proiectul pe sport care se va întâmpla în viitor după ce se va aproba bugetul local, astfel încât să vă puteți deconta anumite lucruri. Bun. Acum o să vă rog să spuneți câteva cuvinte de voastre, se rog și pe domnii antrenori și după aia o să ne desfășurăm noi activitatea pentru care ne-am întâlnit. Bună ziua, salut și eu reprezentantul primăriei și pe domnul primar. Sigur, nu e un secret și motivul principal pentru care suntem aici sunt copiii din acest oraș care au ales să practice o ramură de sport pe care noi avem în organizarea clubului și țin să mulțumesc în special că domnul primar pentru că s-a născut această secție la Șimleu cu ajutorul dânsului și a primăriei, a Consiliului Local. Și după cum știți, și am mai spus și în presă, am început și cu tenisul de masă. Sper la anul să avem la această masă și copiii de la tenis, care sunt într-un număr mare. Dar după un an și jumătate de când am început cu boxul, am început să apară rezultatele și astea sunt motivele pentru care ne găsim aici. Acești copii minunați sunt cei care s-au plasat pe primele trei locuri, pe podium, la competițiile naționale din anul 2019. Sper să ne menținem sau să urcăm în clasamentele federației și a clubului pentru anii următori și să facem multe lucruri împreună cu dumneavoastră, la mai multe ramuri sportive. Pentru că, sigur, în Zalău sunt foarte multe cluburi și păcat ca cei din alte orașe să nu aibă aceeași oportunitate de a practica ce ramură de sport doresc și acolo unde sunt. De-aia am venit întâmpinarea tinerilor din Șimleu și cu ajutorul domnului primar să le oferim posibilitatea de a face sport alături de noi. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, să vă doresc sărbători frumoase, fericite, alături de familii și de cei pe care îi aveți în preajmă și să avem un an nou cu multe bucurii și sănătate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnilor antrenori. Câteva cuvinte. Stai jos, haideți să facem discuția mai relaxată. Mă rog, dragă joar. Vreau la CSM Zalău și implicit și la secția din Șimleu. Ne bucură foarte mult că în timp atât de scurt am reușit cu acest sportiv minunat să ajungem să scoatem campioni, vicecampioni. Dar împreună cu colegul meu, Adi Popuțea, ne-am propus să urcăm și mai sus puțin, să mergem și la internațional cu câțiva dintre ei. Deci avem aceste gânduri bune, avem și cu cine și sperăm să fie și realizabile. În ceea ce privește, să știți că transportul este asigurat de către club, deci nu venim pe banii noștri.
În rest, munca chiar ne place că venim și avem cu cine să muncim. Și totdeauna acest copil minorat să răspund prezent la fiecare antrenament și de asta cred că s-a și ajuns la rezultate bune din primii ani. Vă mulțumim tare mult și... Și noi mulțumim frumos. Ne luăm angajamentul că pentru ora o să fim și mai mulți la această masă. Da, Doamne ajută să fie cât de mult, să dăm cât mai mult de vreme. Bun, am considerat că, evident, în momentul în care se spune foarte bine că la o vârstă fragedă faci ceva, dar trebuie să te gândești la cine a făcut. Este cel mai important în această acțiune, respectiv părinții. Dacă ți se întâmplă ceva la o vârstă mai mică și dacă nu existau părinții, nu existau nici copii. În concluzie, dacă nu existau antrenorii, nu exista nici secția și meu și nici rezultatele. În concluzie, vă rog să acceptați din partea noastră atât domnul antrenor Dragoșan, cât și domnul antrenor Popuț Adrian, o diplomă de recunoștință ca simbol al recunoștinței pentru activitatea de excepție desfășurată în susținerea sportului de performanță și pentru rezultate remarcabile obținute de campionatul național și Cupa României la box. Vă rog să veniți. Ședința Consiliului Local am stabilit niște premii în bani. Nu sunt foarte mari, dar eu cred că e un început. Ca să vă și socotiți dacă n-am greșit noi, am premiat Cupa României și Campionatul Național. Locul 3 cu 150 de lei, locul 2 cu 250 sau cât e? Care sumele? Stați că vă spun, locul 2 cred că e 200 și locul 3, locul 1 300, da. Deci cei care o să vă chem în ordine să vă ridicați premiul și o să vă rog după ce ridicați să-l și semnați aici. Cele mai bune rezultate le-a avut Diana Tănăsescu. Care va loc în Liga Campionilor Naționale și cred că locul 2 la Cupa României. Margareta rezultă de aici că ar fi avut un loc 1 și un loc 3. Locul 1 cu Paroniei, locul 3. Ok, da, e bine. Că e suma mai mare ca și aia, ideea zicea. Deci, Hidiga Margareta. Lăcătuș Ana Maria.
Șoblete Rafaela. Sau unul dintre ei. Să le transformăm. Sunt foarte bune și astea, da? Cel mai nasol e pentru locul întâi, întotdeauna, să știți. Pentru că deja dacă e locul 2, merge în jos. Nu? Și acum, domnul Tudorase, Tudorase, tu? Și acum ai grijă cu patru. Și Cristian Valin. Da, o să rog pe domnul primar să ne stai să pentru că dacă ne-am făcut obligații, vrem să ne și recompensăm tot așa, să fim în semn de recunoștință, să-i rămânem o cupă, în semn de Clubului Sportiv Municipal, da, și o diplomă, așa pentru implicare și pentru susținerea sportului de performanță în anul 2019. O să vă rog, mulțumesc foarte mult, mă onorează și v-am spus, haideți am viitor să fim mai... Vom participa la proiecte la ceea ce scoate noastră de sport. E important, pentru că... La anul ăsta am participat, adică ne-ați ajutat în ultimul moment cu acea competiție, care sperăm să fie tradițională, să putem face ca și la tenis de masă, așa dacă nu facem o competiție pe tenis de masă. Dacă nu există, uitați, acum de o zi, vom veni cu un nou profesor care a obținut un loc întâi cu o echipă mixtă de la Silvania și la colegi de la școala, cu, școala specială, cum știm noi. Dacă n-am știut din timp, ajung copii care obțin rezultate și nu-s recompensați. O să zic, uite, numai la ăia sau la ceilalți. Noi încurajăm sportul în general și tot ce înseamnă performanță. Știți foarte bine că încurajăm pe olimpici și la școală și pe sportivi și așa mai departe, pentru că sunt convins de faptul că toți, voi și ceilalți, faceți un efort suplimentar față de toți ceilalți care stau acasă și se joacă pe calculator. Și în concluzie, munca voastră trebuie răsplătită. Și din acest punct de vedere și din acest motiv vă solicit ca anul viitor să fim pe fază, toți, astfel încât să putem și noi contribui și la echipament, putem contribui și la deplasări, și la o să avem, ceea ce este nevoie. O să avem un proiect de pus la primărie înainte de... Ok. O să vă rog pe toți să știți că acești copii minunați sunt în primele locuri și la școală, nu doar la... Cu atât mai bine. Una, două, trei, cinci. Mulțumim foarte mult, sărbători fericite și toate cele bune.